Vă spun, noi atragem atenția la trotuare, la băieți, dar și mâncăm. Dar și mâncăm, pentru că și aici mâncăm, și aici și bem apă, asta înseamnă sănătatea noastră. Și dacă mâncăm produse de brânză și prune din Africa de Sud, sigur că economia șchiopătează. Primarul general are instrumente colosale, pentru că are jumătate din Moldova aici. Jumătate. Dar piața de desfacere pentru bună parte din marfă e aici, la Chișinău. Capitala are o capacitate de a. Noi dacă ne recâștigăm piața noastră internă, măcar 60-70%, noi am rezolvat o mare problemă pentru suburbii și pentru mulți fermieri care lucrau în suburbii. Astăzi, multe din suburbii sunt gata și sunt capabile, eu am fost în mulți suburbii, Durleștiu, să producă pătrunjel la mama dracului, că la Durlești fiecare are o grădină, să crească pătrunjel și să hrănească și nouă pătrunjel. Noi aducem pătrunjelul din Iran și din Gruzia, din Georgia. Eu vă arăt documente și vă arăt, scrie pe pachetele cele mari. Iran. Noi și nu mai avem măraș și pătrunjel în Moldova? Nu mai avem. Nici usturoi nu mai avem. Suburbiile sunt apte să hrănească și nouă. Vedeți? Dumneavoastră m-ați întrebat de o chestie, eu vă explic mai mult. Este un concept întreg. Și la alimentație, și la infrastructură, și la... Omul trebuie să bucure. Deși băbuța aceea trebuie să-i șerști mâinile la schienare și să-i pui amendă că e vin de pătrunjel. Dați-mi pașii. Dați-i pași dacă are 3 are acasă și pe un aru crescut pătrânjel și la pensie ei mai are 1000 de lei ca să-și cumpere niște medicamente. Ce dracu ați găsit să-i dați în cap ei, băi? Ăștia culoarioșele cu cafea, că parcă ne-a născut sub baobab, tăzi, dimineața cu cafeluța, hai la o cafeluță, hai la o cafeluță. Păi de dracu, băi, ne-a născut sub baobab și bem tăți cafea de dimineață, ne-au cam trujit, ne-au pus pe cafea pe toți și toți îmblăm dimineața ca zombi, dă o cafea, dă două, două, trei. Și o cafea de 10 grame e 25 lei, bă, mâncă. Și spui, da, laptele scump, e 15 lei. 10 grame de cafea, 25 lei, e normal. Da, un litru, 16 lei sau 10 lei, e scump. Vedeți? Vedeți percepția noastră. Consumăm produse autohtone moldovenești, program național în școli, cultura asta trebuie educată, cultura asta trebuie băgată în cap de mic copil, patriotismul se educă de la școală. Consumăm tot ce e produs autohton, în primul rând. Nu găsim de-a nostru, cumpărăm de străin. Dar prioritar a nostru. În Italia, în Franța, în Germania, unde se duci, tot așa. Întrebați femeile noastre care lucrează. Se duci cu bunica din Italia la cumpărături, la bunica că își învârtiește produs și ala până găsești că e mai din Italia. A, Italia pune în torbă. Dacă nu Italia, pune înapoi. Și așa e corect, așa e corect. Asta e economia noastră. Dar noi știi cum suntem fraieri tăți. Aici eu sunt prost, mănânc, mă